Ce face fotolei mei preferați? Ce face? A? V-a fost dor de denunța, mă? Să știți că v-a fost dor, că aveți... Bă, aveți poză, mă, supernă cu mine, ca să simțiți ce înseamnă să dormi cu o femeie adevărată, nu? Ce? Bă, gata, puteți să le aruncați. Puteți să le aruncați că vă prind amețitele și iar spălați vase 3 săptămâni, ca niște brute, că voi sunteți brute, nu? Sunteți bărbați adevărați, mă, sunteți răi. Astăzi, fătălăi la puterea a treia, vom discuta despre alegeri. Alegeri. Da? Și nu alea 1 pauză 2 final, ce le faceți voi la pariuri ca să câștigați 6 lei în plus la bilet. Nu, nu alea. Alegeri cu ștampiluță, bă. Știți ce să alea cu ștampiluță? Când pui mâna pe ștampiluță și votezi în funcție de ce zic aia de pe Facebook. Da? Că tu n-ai creierașul tău să gândești. Că tu nu știi, tu n-ai, tu creierașul folosești la dublaj, la păcănele și atât. În rest, tu creierașul tău este inexistent, practic. Bun, vom vorbi despre alegeri în mod budenesc, marța foilor. Da? Și anume, vom analiza ținuta câte unui politician din fiecare partid. Începem cu Marcelica. Bă, deci eu când îl văd pe colacul ăsta, da? Am impresia că o să-mi zică cu cât vinde kilul de gogoșari în piață. Da? Păi ce, mă? Păi ce cu... ce cu gulerul ăla, mă, de interlop de vârtoapele? Ha? Ce e? Ce e? Da? Bă, Marcelino, bă! Un mafiot adevărat din partidul tău, da? Un mafiot. Bă, și ține bani și pentru cravată, mă. Pentru cravățică, știi ce e? Cravățică? Vine aici, mă, știi? O cravățică? Bă, nu dă toți banii pe mici, cum faci tu. Mici și muștar, da? Și ochelarii, aia, ce-i pui tu aici pe ochi? Pilaf. Bă, pilaf. Mai bine nu vezi decât să porți așa ceva, da? Mai bine nu vezi. Următor. N-avem altă poză cu el sau ce? Nu? Doar asta de zici că e reclama aia la compania de telefonie mobilă? Nu? Da? Ok, bine. Dănuțu. Dănuțu. Sau omul care scrie prin telepatie la tastatură, știți, nu? Dănuțu. Liderul tinerilor din USR. Da? El având 60 de ani. Atenție, 60 tineri, nu? Ăștia că-i văd unii drept salvarea țării. Nu că eu votez USR pentru că ei salvează țara, că sunt fețe noi și nu știu ce. Și bă, mocofanilor! Fețe noi, bă? Bă, păi dacă eu vă dau să alegeți între spirit cumpărat azi, da? Și apă cumpărată cu două zile. Păi ce alegeți, mă? Ce alegeți? Spiritul că e mai nou sau ce? Da? Hai să vorbim puțin despre ținuta lui Dănuț. Da? Omul care a scos țara din foame de când a luat mandatele alea la europarlamentare. Bă, deci bine, mă, e bine rău. Aceeași problemă la Guleraș, da? Guleraș și la ochelari ca la Marcelica. Da? Doar că Dănuț, bă, deci Dănuț pare un pianist dat afară din opera din Târgu Lungeni, ceva Jones. Cam asta e singura diferență. O altă problemă la domnul Bărnuța. Bă, bă, cum să... cum să te îmbraci, mă, la fel ca celălalt om de la conferința de presă? A? Dar ce, se gemeni sau ce? A? Aveți șosete duse la fel? V-am îmbrăcat mămica pentru sărbare? V-am îmbrăcat mămica sau ce? Da? Poate de ce mămica, mă, ce legi s-a adoptat în Parlament? Nu? De ce? Nu sună și mă, ce legi a adoptat în Parlament? Al treilea politician, de azi? Clauselu. Bă, dacă nu erau mănușile alea de asistentă medicală sau ce poartă el, nu? Bă, vă spun sincer, ar merge o tură. Ar merge o tură. Și dacă ar fi un pic mai vorbăreț. Șocant, nu? Vorbăreț. Bă, mie îmi place să mi se vorbească urât în patru, înțelegi? De la un bărbat să-ți vorbească urât. Așa o vrea o femeie adevărată. Astea, amețitele vor frumos. Eu vreau urât. Și Clauselu pare că nu vorbește deloc cu niciun patru. Ia uitați mafioților. Hă? Ce ziceți? Geacă de bărbat adevărat. Bă, geacă, înțelegi? Geacă marca Stema României. Da? Deci nu Gucci, Fucci, Luci, toate alea. Geacă, o geacă marca Stema României, cum ar trebui să fie îmbrăcați tot politicienii. De ce nu îmbrăcați și amul pe toți statul? Bă, să fie un program de stat în care să-i îmbrace așa. Clausica, vezi că te-a învățat vela prost cu hăinuțele. E bine. Geacă, da. Cămășuță sub, niciodată, vreodată. Niciodată cămășuță sub. Deci nu se poate. Maxim, bă, un tricou. Maxim. Un tricou, dar cel mai bine, col. Nimic. Da? Al patrulea politician pe listă? Traienel. Traienel, nu știu. Bă, deci nu știu cum să vă spun ce e greșit la vestimentația asta. O să mă limitez în a vă spune că singura îmbrăcată bine în această poză este fereastră. E singura îmbrăcată. Perdeaua e ok. Atât. Perdeaua. Bun, fătălăi mei dragi, s-a terminat și verdictul de azi. Da? Atât a fost. S-a terminat cu clătitul ochilor la femeia vieții voastre. Încă din maternitate visați așa ceva. Vă puteți întoarce la amețitele voastre care vă pun să împingeți cărucioare și să fumați slim. Nu? Ca să faceți pe aia. Da? O slim. Împingeți căruciorul. Vă pupă Dănuța și nu uitați, vă rup pe genunchi. Ok?
S-a închis? A? Gata? Terminat? Bun. Oare să-i scriu lui Clauselul ăsta, lui Clausica? Așa de aventură merge. Poate pun pe altcineva să urle pentru el? Scriu? Nu scriu.